Pot să vă spun că până la finalul lunii aprilie, estimările noastre sunt că vom avea în jur de 3,3 milioane, poate chiar peste, de persoane care au cel puțin o doză deja administrată și sperăm ca pe parcursul lunii mai să mai reușim vaccinarea cel puțin 1,7 milioane de persoane, încât să atingem acea bornă pe care deja premierul a anunțat-o, de la care începe concret ridicarea anumitor măsuri progresive de restricție, încât să avem o predictibilitate reală a unor beneficii în urma vaccinării, care să fie resimțite la nivelul societății, la nivelul întregii societăți. Odată ce am discutat despre cât de realizabilă este ținta de 5 milioane de persoane vaccinate măcar cu prima doză până la 1 iunie, cât de realizabilă este cea de-a doua țintă, de 10 milioane de persoane până la începutul lunii august? Evident că este un obiectiv greu de atins, mai ales într-o țară în care nivelul de acceptare al vaccinurilor în general este în scădere. Sigur că în ultimii ani s-a observat o creștere a ratei de vaccinare în general, însă totuși venim cu un nivel de încredere destul de redus și venim cu un nivel de acceptare al programelor de vaccinare care a fost mult afectat în ultimii ani. Iar acest lucru se resimte pe anumite segmente populaționale. Piața Victoriei cu Alicia Cobescu la Europa FM.